În spitalul de la Bumbești-Jiu a rămas numai mobilierul și aparatura medicală, deoarece pentru moment nu se știe ce se va face cu ea. De asemenea, nu se știe nici ce se va întâmpla cu această locație nou renovată, pentru că autoritățile locale din Bumbești-Jiu nu au depus cerere pentru înființarea unui cămin pentru bătrâni. Spitalul de la Bumbești-Jiu este proprietatea primăriei autorității publice locale. Domnul primar nu și-a dat acordul cu o motivație consistentă în a fi transformat în cămin de bătrâni. Mai există totuși o speranță ca spitalul să funcționeze. Marius Boieriu, directorul DSP Gorj, susține că în luna mai Ministerul Sănătății va afișa lista cu spitalele comasate și există posibilitatea ca atunci să fie acceptată transformarea spitalului de la Bumbești-Jiu în secție exterioară a spitalului județean. Noi așteptăm răspunsul de la domnul ministru Ceche. De ce? Deoarece lista cu unități propuse spre comasare nu a apărut. La ultima întâlnire care am avut-o cu dânsul în data de 12 martie la Timișoara și l-am întrebat special despre comasări, mi-a spus că încă se lucrează la această listă la nivel național, deci ar mai fi 50-60 de zile. Am putea să discutăm despre acest lucru în luna mai. Primarul orașului Bumbești-Jiu a declarat oficial că spitalul este închis, dar ieri a depus la Ministerul Sănătății documentația pentru transformarea spitalului în secție exterioară a spitalului județean. Edilul susține că pentru moment la Bumbești-Jiu nu se va înființa cămin de bătrâni. Nu, până acum n-am primit niciun răspuns, am depus ieri documentația la Cabinetul Ministrului Sănătății și așteptăm un răspuns, așteptăm o rezoluție. Acum spitalul este închis, am avut... înțelepciunea de a externa bolnavii încet, fără a fi transferat de la Bumbești-Jiu, n-a fost transferat niciun bolnav într-o altă unitate spitalicească. Acum încercăm să obținem ceea ce ne-am propus.